extraordinară a lui Tchaikovsky și Shostakovich și să nu avem imaginea săptămânii care a trecut. Și din acest motiv am vrut neapărat ca să facem această muzică, deoarece arta, cultura, muzica are și această venire de a rămâne un străjer în istorie. Pentru că avem, așa cum a avut și Shostakovich în timpul lui, în anii 50, în anii 60, ne lovim și noi de aceleași probleme istorice. Și de aceea e important prin muzică să rămânem totuși în memorie și să ne reamintim de faptul că așa cum Shostakovich a scris în sinfonie, Re mi bemol do si bemol, Dmitri Shostakovich. Totuși, noi ca și oameni, suntem cei care rămânem veșnic în memorie, nu rămân, ci vină. Vreau să terminăm acest concert cu un bis, o piesă extraordinară de Sibelius, Valsul Trist și ceva și ca la sfârșitul ei, haideți să nu aplaudăm, ci să ne gândim un moment de reculegere pentru ceea ce este în fața noastră. Vă mulțumesc!